Salutare, salutare și bun găsit tuturor și bine ne revedem la Prim Plan Obiectiv. Sunt Anca Medelanu și vă salut cu drag și astăzi de aici, de la Iași. Să știți că ediția de astăzi am dedicat-o voluntarilor sau eroilor, supereroilor, cum îmi place mie să spun. E adevărat că n-au puteri magice, precum personajele din filmele de acțiune americane sau din benzile desenate, însă sunt oameni care au lăsat deoparte propriile probleme ca să fie mai aproape de cei care au nevoie. Și imaginați-vă, toți acești oameni care au fost și sunt în punctele de frontieră și preiau refugiați, le oferă cazare, transport, mâncare, apă, oricare alt serviciu, indiferent că acționează independent sau într-o o structură bine organizată. Sunt oameni care au renunțat la timpul lor liber, la confort, poate la activități din care câștigau bani, doar pentru a ajuta, pentru a sta în picioare ore întregi, poate în frig în aceste zile, pentru a fi aproape de cei care se află la ananghie. Și toate aceste fapte bune, eu cred că îi fac să fie demni de apelativul supereroi. Așa că astăzi o să cunoaștem câțiva oameni, însă bineînțeles că felicitările și respectul sunt pentru toți, și cei cunoscuți și cei mai puțin cunoscuți. Vă invit să ne fiți aproape pe TVR Iași, pe media.tvriași.ro și pe pagina noastră de Facebook TVR Iași. Și deschidem această ediție cu un reportaj despre doi oameni care, de la catedră, pentru că sunt profesori, merg în Vama Siret să ajute. Dar și despre studenți care, în momentul în care au văzut apelul pentru voluntari, n-au stat o clipă pe gânduri. Haideți să vedem! Cătălina și Cezar sunt cadre didactice la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Fiecare secundă de timp liber o petrec în Vama Siret. Sunt voluntari pentru organizația Salvați Copiii. De peste o lună învață în fiecare zi o nouă lecție despre viață. Am învățat că suntem norocoși, că avem unde să ne ducem la servici, acasă. Este un lucru foarte mare, acum, în perioada asta, să ne dăm seama că putem să ne desfășurăm activitatea normală, de zi cu zi, că ne putem vedea cu cei dragi, ce să vă zic. Am învățat multe și nu realizezi cât ești de norocos și nu contează prea multe. De multe ori ne legăm din nimicuri și avem impresia că viața e grea, dar ce să vă zic, situațiile sunt diverse, de la familiile mame cu copii până la autocarele cu copii orfani, e ceva greu de asimilat așa într-o perioadă foarte scurtă de timp. Simt că pot să ajut și dintotdeauna am simțit că pot să ajut și copiii mi se par ființele care au nevoie cel mai mult de ajutor. Și am fost în Vama de câteva ori și am fost impresionată de chipurile copiilor ucraineni. Când primeau câte o jucărie, o strângeau tare în brațe și le vedeam zâmbetul pe buze. Și cea mai impresionată, am fost mult mai impresionat, faptul că era o dubă de marfă, cred că arăta, și în spate erau 7 copii. Inițial nu i-am văzut pe toți, doar 5 dintre ei, și dintr-o dată, de deasupra bagajelor, au apărut 4 ochișori care se uitau la ceilalți copii care primeau jucării și le-am dat celor. Și bucuria și zâmbetul de pe chipurile lor fac minune, așa, sunt balsam pentru suflet, pentru că acești copii sunt practic cei mai nevinovați din tot ce se întâmplă. Ei, mulți dintre ei, nici măcar nu realizează ce se întâmplă în țara lor și orice bucurie merită efortul, merită, pentru că de fapt ei sunt cei care duc greul. Noi venim pe rând câte o zi în funcție de cum ne permite timpul și încercăm să-i ajutăm, dar de fapt durerea în suflet o simt ei și acum poate că nu-și dau seama, dar peste ani, când se vor uita la aceste imagini și vor realiza ce s-a întâmplat de fapt cu viețile lor, va fi destul de trist. În Vama Siret sunt și studenți din Ucraina. Olena vrea să se specializeze în drept internațional la Universitatea din Lviv. Când a început războiul, s-a refugiat în România împreună cu mama sa și două surori. A rămas în Siret și vine în Vama în fiecare zi ca voluntar. Restul timpului și-l petrece pentru a continua facultatea. Chiar dacă nu este ușor, nu vrea să renunțe la studii. Tatăl și fratele ei au rămas în Ucraina.
schools and universities are working now, but not offline. They are online, yes. And you continue studying from here, from Siret? Not that much that when I was in Ukraine, but I do some tasks and I'm still at university now. What is your biggest wish right now? I want to go home. It's my biggest wish. Chiar dacă numărul refugiaților care vin zilnic în România e mai redus decât la începutul războiului, intensitatea emoțiilor rămâne constantă. Și ne-am întors în direct, așa că le spun bună ziua și bun venit invitaților mei de astăzi. Este vorba despre domnul profesor universitar dr. Mihai Dimian, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava și coordonatorul Centrului de Consiliere a Refugiaților. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit și salut pe toți telespectatorii dumneavoastră. Și domnul Mircea Petriuc, președintele organizației Salvați Copiii, filiala Suceava. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor privitorilor! Știu că încă de la izbucnirea acestui conflict acolo în Ucraina, atât Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cât și Organizația Salvați Copiii, aceste două structuri au fost acolo, alături de cetățenii ucraineni refugiați la Vama Siret. Însă, așa cum vorbeam chiar înainte să intrăm în direct, cred că oricât de mult voluntariat ai face, nimic nu te pregătește pentru o întâlnire cu mame care vin cu copii, cu un troller în care poate au toată avuția, au lăsat în urmă tați, soți, o casă bombardată și mai departe nici nu vreau să mă gândesc. Cum e? Cum e pentru dumneavoastră? Coordonând astfel de structuri. Da, am întâlnit mii de oameni în această perioadă, fiecare are povestea lui. Sigur, unii venind din zonele bombardate erau cu atât mai afectați de ceea ce se întâmplă. În același timp am observat că după câteva zile, totuși, se schimbă în bine, într-un fel. Adică faptul că găsesc aici un mod de a trăi care, unde ceilalți întâmpină cu bunătate, cu dorința de a ajuta în orice mod, îi face să-l liniștească, într-un fel. Și aceste schimbări, cred că sunt foarte importante și pentru noi și motorul care arată sensul tuturor acestor activități. Iar, sigur, personal am preluat în casă două mame care au dat naștere la copii, bebeluși de câteva săptămâni acum și stăm în continuare cu ei, încercăm să avem grijă de ele și de bebeluși. Deci, iarăși mă gândesc la experiența pe care am avut-o noi și câtă grijă nu am încercat să nu trecem prin niciun șoc în perioada respectivă, să ne protejăm și da. Aceste mame totuși au reușit să plece cu mașina, chiar în seara în care le-am adus acasă, prima dintre ele a și născut, cealaltă la câteva zile după. Da, nu poți să te pregătești pentru așa ceva, pur și simplu faci ceea ce crezi că e bine atunci și ce poți să faci mai bine atunci. Ce pot să spun? Am fost acolo de la început. Practic, nu din prima zi, pentru că în prima zi am luat legătura cu foștii mei colegi. Eu sunt fost pompier. Știam că ei vor fi, în prima linie. Și am luat legătura cu foștii mei colegi. I-am întrebat unde vor fi, ca să știm unde să mergem. Și a doua zi, împreună cu colegii mei de la filiala Suceava, a doua zi dimineață ne-am adunat ce facem. Și am zis, mergem să vedem despre ce e vorba, dar ce luăm cu noi. Și ideea a fost genială, luăm jucării pentru că noi mergem pentru copii. Și uitați că în toată țara și așa nu numai e. În România a fost preluat. A fost preluată ideea. De la tare mândru de echipa mea, cam echipa mea, echipa din care fac eu parte, mai bine zis, am reușit să rupem
acel moment de durere. În primele zile, toți cei care au trecut erau cu lacrimi în ochi. Sau mai bine zis, în proporții covârșitoare. Indiferent că erau cu o plasă de rafie sau cu chiar, am văzut, au trecut granița într-un sac de plastic, de menajer. Le-am dat noi sacoșe ca să aibă în ce să-și pună bunurile. Toți plângeau pentru că își părăseau țara, și-au părăsit locuințele și își părăseau acum și țara și nu știau spre ce să îndreaptă. Șucăriile ne-au ajutat să spargem gheața, copiii au zâmbit, părinții au zâmbit, inițial ambii, după aia când numai mamele au trecut. Am reușit să intrăm în vorbă cu ele, am aflat povești absolut dureroase, dar chiar dacă nu știu limba ucraineană sau mamele nu știau altă limbă decât limba lor, era suficient să fie acolo, prezent. A fost de genul, pur și simplu a plâns, s-a descărcat, a zâmbit și a plecat mai departe. Și s-au înseninat. Să știți că și colegii mei, jurnaliștii TVR Iași, cei care au fost acolo în Vama Siret, mi-au spus același lucru. Oamenii care treceau granița se înseninau în momentul în care ajungeau în punctul Siret. Pentru că știau că sunt în siguranță, pentru că știau că acolo dau peste oameni de încredere care vor să îi ajute. Și asta s-a întâmplat. Și drumul este foarte lung și urmează multe alte momente grele pentru aceste mame cu copii. Însă, vreau să vedem fața solidarității și solidarității în diversitate, pentru că la punctul de frontieră Siret au fost și sunt sute de oameni care au vrut să ajute, indiferent de vârstă, de profesie, din ce țară veneau. Haideți să vedem reportajul și ne întoarcem și povestim. Veniți din Italia, Portugalia, Grecia, Germania, Franța, reprezentanții ai unei părți importante a Europei se află în Vama Siret. Pe lângă română, ucraineană sau rusă, la intrarea în România se vorbește în multe limbi. Io personalmente ho partecipato a molte missioni a livello internazionale. Ho fatto Bosnia, Kosovo, Italia. Sunt organizații care aduc autocare pline de ajutoare, apoi preiau în ele refugiați. Quindi stiamo aspettando di radunare le persone che ci hanno destinato e facciamo tappa a Sofia, dove li lasceremo alla stazione, così ci è stato ordinato. Questa è la nostra missione oggi. We came here from Naples, south of Italy, and we are a group from many places in the world, in Europe, members of an international organization based on Malta. Umanamente parlando, noi diplomatici di Malta stiamo facendo in modo di dare tutto anche noi stessi per poter portare il nostro aiuto a tutta questa gente che ne ha tanto, tanto, tanto bisogno. Dorința de a sprijini refugiații a adus în Vama Siret un grup de voluntari din Franța. Au adunat ajutoare de la persoane private din diferite orașe. Ça peut être vous, ça peut être moi demain. Le seul parti c'est d'aider et on comprend pas pourquoi des gens là maintenant meurent des enfants, des femmes qui ont plus rien. Et aujourd'hui en France, tout le monde se mobilise, que ce soit les particuliers, les collectivités, il y a une vraie mobilisation et on peut pas rester insensible, il y a aucun Français qui reste insensible à cette situation. Dans un moment où c'est difficile, je pense qu'il faut tous qu'on se tende la main. Il faut savoir qu'en Occitanie, il y a beaucoup de familles qui sont prêtes à accueillir et dans le temps, en fait, dans la durée, et de les aider. Il y a des logements qui ont été libérés. Il y a de belles personnes qui veulent les aider. Voilà. Francisco este din Portugalia. A ajuns în Vama Siret în urmă cu o lună. Când este nevoie, merge cu ajutoare și la Cernăuți. One of the things that we tried to do, it was to try to get a smile from the children so the mothers will be more relaxed. But we saw some really difficult situations, some
some people with also disabilities that needed to go to other country, and we had to find some kind of a solution to get them there. Some people that showed us images of their hometowns, like their houses destroyed, and it's not a thing that we are used to see every day, of course, and we were not expecting to see this in our life. I couldn't imagine that in my age I could live all these things that I only met in documentaries of TV. It's a very sad situation, and I am happy that I am here and I can help all these people. Pe lângă reprezentanții unor organizații internaționale celebre, în Vama Siret sunt și oameni simpli care vor să ajute. Se detașează de problemele lor de zi cu zi și le aduc bucurie celor care au fugit de război. E minunat să vezi că dorința de a face bine trece peste această graniță, această barieră a limbajului. De fapt, faptele bune probabil sunt un limbaj universal, nu? Cum e, domnule profesor? Trece, sigur, mai mult sau mai puțin. Trebuie să spun că poate una din principalele activități pe care le-am desfășurat în această perioadă în cadrul centrului USV a fost să asigurăm traducători pentru punctele ISU din Vama Siret, de la stadionul din Siret, pentru Spitalul Județean Suceava, pentru aeroport, pentru centrul de refugiați, inclusiv centrul pe care îl gestionăm noi. Deci, și mergând până la, a fost perioadele de criză, punctele de frontieră din Botoșani, Rădăuț Prut, Stânca Costești, erau studenții noștri sau profesorii care mergeau. De altfel, cei doi pe care i-ați văzut mai devreme în reportajul cu Salvați Copiii, Cătălina și Cezar, sunt lectori la Facultatea de Silvicultură, însă, din câte știu, Alexei Savin, care vorbește și limba respectivă, a fost inițial, a participat alături de ei și ulterior, iată că și alți colegi care, chiar dacă nu vorbeau limba, s-au alăturat și studenți, de asemenea, de la Silvicultură. Noi avem în cadrul centrului aproximativ 300 de studenți și profesori care activează oficial, înregistrat oficial. La aceștia însă se mai adaugă 200-300 care activează în cadrul facultăților pentru acțiuni specializate, că e vorba de Facultatea de Științele Educației cu partea de educație, consilierea copiilor, că e vorba de Facultatea de Educație Fizică și Sport, unde am gestionat în special partea de sortare și trimitere de ajutoare în Vama Siret. Ulterior ne-am dezvoltat și noi o hală în Suceava și am gestionat acolo cu studenți de la Silvicultură și de la Asociația Studenților Universitatea Suceava. Deci, în general, din cei 300 înregistrați oficial, mai mult de 150 sunt traducători și ei au fost, repet, zi și noapte utilizați, da, de oricine a avut nevoie. Chiar și acum mă uitam, a venit Asociația Salvați Copiii Internațional, am întâlnit săptămâna trecută cu cineva din Danemarca care venise și solicitaseră doi studenți care să știe și rusă, ucraineană, română, dar și engleză. Și prima studentă pe care am recomandat-o n-are legături de nume, dar o cheamă Diana Petiuc. Însă e o studentă din Ucraina. Deci avem în jur de 100 de studenți din Ucraina care sigur pot ajuta, însă nu toți sunt aici. O parte dintre ei erau băieți, nu i-au lăsat să treacă inițial. Deci una din primele activități a fost să vedem ce se întâmplă cu personalul nostru. Noi suntem singura universitate care are lectorate limba română în Ucraina, la Cernăuți și Odessa. Ne asigurăm că vin acasă. Ce se întâmplă cu partenerii noștri. Și păstrați legătura cu partenerii? Categoric. Din prima, atunci, noaptea în care au început bombardamentele, am luat legătura cu toți. Am văzut cum îi putem ajuta dacă doresc să vină să lucreze de la noi. Fie că a fost vorba de Cernăuți, Ivanul Francisc a fost cel bombardat și avem acolo proiecte în derulare. Uzgorod, pe partea de vest a Ucrainei, e mai puțin afectat, însă avem proiecte cu cei din Kiev și din Odessa și atunci, în special, cu ei am ținut legătura parcursul zilei respective. După care am contactat toți studenții să vedem unde sunt. Era o perioadă de vacanță, de aceea unii dintre ei se întorseseră în Ucraina. Ulterior, chiar și cei care n-au reușit să revină inițial au revenit, dar contribuie în continuare, făcând diverse transporturi către Ucraina cu ajutoare umanitar. Deci, însă,
nu doar acești studenți din Ucraina, sunt foarte mulți studenți din Republica Moldova care cunosc limba rusă și înțeleg și limba ucraineană și atunci s-au implicat foarte mult în această zonă de traducere. Deci sunt aproape 150 de traducători care activează, cum spuneam, în mod curent, 150-200, la care se mai adaugă 200 de persoane care contribuie, cum contribui și eu, fără să știu limba, încerc să ajut prin coordonarea diverselor activități. Și aici aș menționa partea de cazare. Avem, cred că, peste 3.000 de nopți de cazare acum ca persoane, nu știu, în jur de 1.500-2.000 care au fost cazate în centrul nostru, 1.000 de mese servite, tot așa 4-5.000 la restaurantul universității, pe lângă cele gătite în centrul respectiv. Cu siguranță e o structură care trebuie să funcționeze foarte bine, e un mecanism bine gândit. Avem nevoie de logistică bună în spate în astfel de momente și toată lumea a scris, cel puțin în presa română, dar și străină, despre modul în care ne-am organizat. Cum e la Salvați Copiii? Câți voluntari au fost, sunt în Vama Siret? Războiul ne-a prins cu un număr destul de mic de voluntari, undeva la vreo 100 și ceva de voluntari, 150, dar marea majoritatea lor fiind elevi de liceu. A fost uimitor să văd că în primele zile au venit dintre colegii din Republica Moldova, vorbitori de limbă rusă, au venit la noi și au zis: noi am fost printre primii care am anunțat că avem nevoie de voluntari vorbitori de limbă ucraineană. Ca o paranteză, nu este întâmplător Petriuc fiind un nume ucrainian. Trei din cei patru bunici ai mei au fost ucraineni. Ați pierdut un cap, cred că, nu? Era în final și un cap. Oricum, pot să spun că dorința de a ajuta oamenilor a fost extraordinară. Am început întâi să dăm jucării din sacoșe și apoi, văzând că încep să apară corturi, am zis: ok, trebuie să punem și noi un cort. În ziua în care am pus cortul, în aceea zi, cortul s-a umplut, dar nu de către noi. Cine? Cine au fost cei, deci, care au adus venit, jucăriile? Au venit și dintr-o dată, nu, jucăriile le-am adus noi, că era la început și jucăriile tot le-am adus noi. Dar cu celelalte produse au venit pur și simplu, vedeau cortul, le lăsăm la dumneavoastră că dumneavoastră le dați. Da, lăsați-le. Și am umplut cortul, era la un moment dat, nu puteam să-i lămuresc pe colegii mei să le spun: măi, nu mai luați atâtea, că nu mai avem unde să le punem. Foarte, foarte frumos să auzi astfel de informații, mai ales că în perioada respectivă, dacă mi-aduc bine aminte, erau oameni care mergeau în supermarket, goleau supermarketurile să-și facă provizii, ba de ulei, ba în benzinării. Pe de altă parte, au fost și oameni care au cumpărat un box, poate, de ulei și l-au adus în Vama Siret să-l ofere. Vreau să vă spun, unul dintre cele mai apreciate donații de către ucraineni a fost o oală mare de sarmale fierbinți. Da, tot da, primire românească. Primire, da, românească, da, a fost extraordinar, foarte călduroasă. Extraordinar, era un frig de îți îngheța sufletul și sarmalele respective nu le puteai mânca, erau fierbinți. Așa cum fiecare refugiat duce cu el o poveste, cu siguranță și fiecare voluntar are o poveste. Și vă invit să-l cunoaștem pe Oleg Friesen. Este ucrainean de origine, însă a fost crescut în Germania și vorbește limba română, pentru că a învățat limba română de la o profesoară din Suceava. Foarte frumoasă toată această legătură. Haideți să vedem. Eu am învățat română la München pentru universitate, pentru că sunt istoric de Europa de Est. De unde ești? De unde eu sunt născut în Letonia, dar grândit în Germania, acum eu locuiesc la Austria. Și originar, etnic? Etnic, eu sunt ucrainean și eu sunt aici pentru ajutorul poporului meu. Lucrez ca un traductor și coordonator pentru o organizație americană de doctori
se numește Hands on Global și noi mergem de aici fiecare zi la Cernăuț, pentru că la Cernăuț sunt multe refugii ucrainieni care stai la Ucraina, care nu vreau să pleacă în o altă țară sau nu are la posibilitate să pleacă în o altă țară. Noi ajutăm cu doctorii noștri aici, la Siret, noi cumpărăm medicamente și noi transportăm medicamente acestea la Cernăuț, pentru că în Ucraina este un deficit mare de medicamente. Ai familie în continuare în Ucraina? Eu am familie în Ucraina, da, la oraș de Cernihiv, un oraș care este în o zonă foarte periculoasă, și pentru că Cernihiv a fost și este bombardat foarte mult, dar mulțumesc Dumnezeu că majoritatea familiei mei era deja plecat la Germania. Eu mulțumesc la România și poporul român foarte mult pentru solidaritatea aceasta și pentru ajutor acest și toate refugii ucrainieni care traversează la granița aici sunt foarte impresionat, este o surpriză, pentru că oamenii care nu sunt de regiunea de Cernăuț, care sunt un pic de mai nord sau mai de vest, nu știu nimic despre România și sunt, da, foarte impresionat, pentru că oamenii români sunt foarte drăguți și aici la Vama este toate bine organizat și, da, de mine mulțumesc pentru ajutorul acest. Profesoara mea de română la München cred că a fost de Suceava, da. Aici, de regiunea aceasta, dar nu am învățat română cu un accent moldovenesc. Ce iubești cel mai mult la limba română? Eu iubesc la limba română pentru că este o limba lui Mircea Eliade și de alte scritori și poeți și pentru că este o limbă foarte frumoasă și pentru că iubesc la mamăligă cu brânză. Nu pentru că România este o țară foarte frumoasă și pentru că eu sunt ucrainean etnic, este un popor care este, nu, foarte aproape la poporul nostru. Noi avem la fel ornamente, la fel cămașele și un pic temperamentul nostru este la fel un pic. Ai vizitat România în afară de Siret? Da, am vizitat România mult de ori. Am fost la București, la Cluj. Am văzut multă România. La Iași? Iași, da, și am văzut Iași. Iași este un, pentru că sunt istoric, pentru mine la oraș de Iași este un oraș foarte frumos, biserici sunt foarte frumos, pentru că arhitectura de biserici în regiunile acest este un stil foarte bogat de detaliuri și iconuri, da. Foarte simpatic, Oleg. Domnule profesor, ne spuneați de studenții voluntari. Cred că un avantaj l-a constituit faptul că la universitate se predă ucraineana, nu? Da, este una din trei universități din România unde există program de ucraineană în combinație cu română, cu engleză, cu franceză. Și, în general, să zicem, pregătim și profesori pentru zona unde mai există anumite școli de limbă ucraineană sau unde se mai predă limba ucraineană în comunitățile lor. Și, în general, cum spuneam, susținem și lectoratele de limbă română din Cernăuț și Odessa. Deci această legătură cu etnicii români din Ucraina. Ce ați arătat mai devreme, Ole, cred că mai degrabă a făcut la Augsburg, unde există un institut Bucovina și unde avem o relație foarte bună și acolo se organizează școli de vară de limbă română cu profesori de la noi, poate extinzându-se ulterior și la München, fiind apropiat de München. Da, au fost foarte multe surprize de voluntari internaționali care au venit aici, de asemenea, cu poveștile lor interesante și au sprijinit activitatea. Inclusiv în centrul nostru de refugiați am cazat inițial și 4 voluntari din străinătate care mergeau în vamă, făceau de mâncare, pentru că erau implicați în totalitate în gestionarea centrului și veneau din Estonia, din Bulgaria, din Letonia, în țări diferite, având și o experiență, pentru că ei fuseseră și în Siria și în Irak pentru gestionarea centrelor de refugiat și aveau cumva deja o experiență și am avut multe de învățat și de la ei. Au fost surprize și printre voluntarii de la Salvați Copiii? Da, am primit cereri de voluntariat din mai multe țări.
au fost voluntari din Anglia, au fost voluntari din, veniți din, din Spania, dar ea era româncă, ieșancă și prietenul ei, Alina, e româncă, Raz, izraelian, stabilit în Spania. S-au cunoscut în Spania și sunt împreună. Au venit, au făcut voluntariat timp de o săptămână și pot să spun că era, au fost ca o, cum să vă spun, ca o, un dar dumnezeiesc pentru noi, pentru că nu numai că au răspuns la toate cererile noastre, noi suntem foarte atenți în ceea ce privește voluntarii care lucrează cu noi. Nu contează, trebuie să respecte regulile Salvați Copiii și inclusiv trebuie să nu fie înscriși, să fie verificați, în, să aibă certificatul de integritate în regulă. Și ei au îndeplinit toate cerințele noastre, toți, absolut toți au îndeplinit cerințele noastre și ne-au ajutat în momentul în care noi eram deja copleșiți de oboseală. A fost extraordinar ce au făcut ei. Au reușit să comunice într-un mod, unii dintre ei, parcă sunt voluntari nativi. Da, pentru că un astfel de moment de criză, cred că reușește să scoată din noi ce avem mai luminos. Ce avem mai... Cu siguranță. Da. Și printre voluntari, știu că au fost și vedete, actrița Cristina Flutur, da, nominalizată la festivalul, de fapt, câștigătoare, nu doar nominalizată, premiată la festivalul de la Cannes. A fost acolo și a ajutat printre voluntari, dar și Ben, venit din Marea Britanie, exact, profesor de engleză. Haideți să vedem. Ben este din Marea Britanie, are prieteni din Ucraina. Nu a stat mult pe gânduri când a decis să vină în România și să ajute. Își propune să mai rămână în Vama Siret ca voluntar, apoi să meargă inclusiv în taberele de refugiați. Îi place să readucă bucuria pe chipul copiilor. The moment I realized that I could make a difference, I didn't really have a choice. I knew that I had to just do everything I could. As I say, I mean, there's a lot of people. I mean, the one thing that's shown is just how many wonderful people there are that want to help. Unfortunately, a lot of people have a lot of responsibilities, families, houses, so haven't got the opportunity to do what I did. So I thought, for everyone really, I needed to do it if I could. It's quite overwhelming really to sort of see the world come together to sort of to really support Ukraine. There was a tent over there that I walked into, and the families were crying, and it was a very sad situation. I asked the parents if they mind if I played some games with kids. As I say, I'm an English teacher, I work with children, and within a couple of minutes of playing games, the kids are laughing, smiling, and the mother just came and gave me the biggest hug ever, saying thank you. And it just made me realize, sort of, you don't realize even that one difference, what an impact that can have on these children. So, I mean, for me, I want to try and work with the children as much as possible, shelter them away from what's going on. And yeah, as I say, just trying to give as many smiles as possible, really. That's the plan. Cristina Flutur a câștigat în 2012 premiul pentru interpretare feminină la Festivalul Internațional de Film de la Cannes pentru rolul din După dealuri, film regizat de Cristian Mungiu. A strălucit pe covorul roșu și a fost aplaudată de mii de oameni. Discretă, acum ajută refugiații în Vama Siret. E voluntar pentru organizația Salvați Copiii. Simțeam că e nevoie să fim în primul rând oameni în momentul ăsta și să lăsăm un pic la o parte problemele noastre și să ne gândim și la alții care au poate mai mare nevoie acum. Sunt de câteva zile și am fost și în tabăra pentru refugiați, că avem și acolo un cort pentru copii, și acum am venit și aici. Suntem oameni și avem un suflet și totul e foarte aproape de noi. Nu putem să rămânem indiferenți. Nu cred că putem. Încercăm să strângem și fonduri pentru ei, încercăm să ne implicăm pe mai multe planuri și uneori și faptul că stăm cu copiii și luăm în brațe și le spunem că o să fie bine cumva sau sperăm că o să fie bine, contează. Și când, da, când te iau în brațe și
îți zic că o să-și amintească de tine și că o să ne întâlnim cândva, e într-un fel. Oh, mi se pare că nu mai sunt la fel de când am venit. Mi-e greu să spun în cuvinte. Vă așteptăm să veniți aici cu noi. E poate cea mai mare recompensă să primești un zâmbet din partea unui copil încercat greu de viață. Și știu că Ben a reușit să facă un prichindel să râdă în hohote. Da, cred că nu este o melodie, un sunet mai frumos ca un prunc din ăsta mic să râdă în hohote. Iar Ben, în perioada în care a stat în România și a făcut voluntariat, el n-a făcut numai la Salvați Copiii. După cum l-ați văzut, nu era, când l-a intervievat, nu era cu însemnele Salvați Copiii. El a fost probabil singurul voluntar care a reușit să-i adune pe toți la un loc. Ben i-a adunat pe toți voluntarii din Vama Siret și a făcut o poză de grup mare de tot. Nu știu dacă o am undeva în arhivă. Este o poză extraordinară. Toți cei care au ajutat au fost acolo împreună. Cristina, un om deosebit, a venit și a zis, a venit din Iași, a venit în Suceava, am găsit-o pe treptele sediului, undeva la 7 fără ceva am ajuns eu la sediu, era aproape înghețată, ea venise de la ora 5 cu trenul și zic, dar de ce n-ai sunat, de ce n-ai spus nimic? Nu, că nu e nicio problemă. Și nici nu vroia să intre, zicea. Zic, da, hai înăuntru, că înăuntru e cald. Dar nu, că nu vreau să deranjez, poate aveți treabă. Zic, nu e nicio problemă, intre, că nu este nicio problemă. Eu n-am recunoscut-o de la început, pentru că eram fofolită, nu mi-am dat seama cine este. După aia, recunoscând-o, am zis, ok, și nu crezi că o să fie o problemă. La care ea zice, dacă nu spuneți nimic la nimeni, nu o să fie nicio problemă. Cât a stat în tabără la Siret, nu a fost cazul. Dar în momentul în care a zis, ok, mai stau o zi, vreau astăzi să merg în vamă. Zic, ok, mergi în vamă, dar să știi că acolo s-ar putea să fie recunoscută. Mi-asum riscul că sunt... După cum se vede, a fost recunoscută, chiar de, e normal că e șancă de adunează și este un om extraordinar. Eu, în momentul în care ajuți, uiți de tine. Da, așa e. Voluntarii în toată perioada asta au înfruntat un frig. Au fost zile în care au fost minus 5, minus 6, minus 7 grade au fost chiar în Vama Siret. Am reușit să fim acolo prezenți de dimineață până seara, fără ca la măcar la unul să-i curgă nasul. În astfel de momente ne dăm seama că problemele noastre scad în intensitate când vedem ce se întâmplă. Da, este foarte important. Și că ne uităm de multe ori degeaba. Da. Deși, până la urmă, n-ar trebui să uităm și nici de tot ce facem în continuare. Ar trebui să continuăm cu ceea ce facem în mod obișnuit, pentru că oamenii buni nu fac bine numai în momente de criză, fac bine în general. Tot timpul. Da, și atunci ar trebui să continuăm. Chiar asta încercăm să facem acum. Domnule profesor, revenind la acest mecanism de bine și la logistica din spate, știu că există și un magazin lângă observator, spun bine, acolo unde... Observatorul astronomic, da. Da. Da, problema e ce facem după vamă, știți? Adică, da, acolo sunt momente, încercăm să consiliem oamenii și chiar mi-aduc aminte de primele zile când era un singur autocar pe acolo care mergea la Cluj. Când am urcat cu traducătorii în el, jumătate s-au dat jos când au înțeles autocarul pleacă la Cluj. Credeau că Clujul e lângă vamă, primul oraș de lângă vamă, că e prin Ungaria alții. Deci era o neînțelegere totală a ceea ce se întâmplă acolo. Dar pe lângă ceea ce se întâmplă în vamă, important e ceea ce se întâmplă după. Da? Iar chiar dacă e vorba de numai 10% dintre cei care trec prin vamă, care rămân în România,
și cea mai mare parte lor rămână în Suceava și Botoșani, atunci trebuie să vedem ce facem. Și atunci activitățile noastre s-au orientat cu precădere către acești oameni și problemele sunt multiple și nu se finalizează. Iată, sunt 2 luni de zile, oamenii au impresia că lucrurile s-au cumva liniștit, da? Dar de acum constați că tu trebuie să ai grijă zilnic. Da? Trebuie să ai grijă zilnic. Avem oameni care sunt bolnavi de cancer, avem oameni care se fac dializă, avem copii care sunt, au răcit sau au diverse boli și trebuie să ai grijă de ei. Sigur că o parte sunt, locuiesc în centrul nostru, sau în locațiile noastre, alții au fost distribuiți către colegii din universitate, profesori, cum spuneam și la mine, sunt 3, acum sunt 5 cu cei 2 bebeluși, dar sunt și alți colegi care au preluat de-a lungul timpului, cei care nu aveau de gând să plece în străinătate și doreau să mai stea aici o perioadă, au fost preluați de colegi. Și atunci a devenit o responsabilitate și mai mare și, repet, sunt probleme zilnice, mai ales că ei nu comunică, majoritatea dintre ei nu comunică în limba română și eu când mă duc la Cernăuți mă simt pierdut în zona respectivă, îmi închipui ce simt ei acum. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, este foarte dificil pentru ei. Marea majoritate dintre cei rămași nu au o situație materială bună. Sigur că cei care au avut, au plecat în alte țări și mai departe. Da, pentru mine părea simplu, uite, du-te și ia medicamente respective. Cu ce bani? Că nu există niciun bani. Da? Atunci, poate că un lucru la care trebuie să ne gândim este cum facem acest lucru sustenabil. Eu când aud declarațiile, mai sunt 60 de refugiați în centrele statului, în cele 2500 de locuri sau 3500 de locuri puse la dispoziție, mi se pare o situație complet, sau prezentarea unei situații complet nerealiste, comparativ cu ceea ce ne confruntăm. Păi numai în centru în care îl gestionez sunt 70. Cum adică? Deci sigur că poți să ții copiii ăștia în corturi, poți să-i ții la comun într-o sală de spor pentru câte zile, nu? Adică noi trebuie totuși să ne gândim că este și o perioada virozelor. Îi ții 100 într-o sală de sport, 30 dintre ei se vor îmbolnăvi, probabil, da? Atunci încerci să le oferi condiții mai bune. Noi aici avem camere cu baie proprie, câte 2-3 în cameră, sau la o baie la un modul de 2 camere. Și în felul ăsta am încercat să preluăm chiar din zona de centre comune de refugiați, cei care, repet, aveau de stat mai mult, să-i preluăm și să aibă condiții mai bune. De asemenea, unii au zis că au o soluție pentru moment. Au plătit la hotel o zi, două, dar câte zile poți plăti la hotel, mai ales în situația în care au venit. Și atunci, cred că de acum încep niște lucruri care ar trebui să ne dea de gândit cum să ne organizăm. Iar entuziasmul de la început, pentru că ne-ați prezentat acum niște filmulețe, dar să știți că după prima lună mi-au cam plecat voluntarii internaționali. Așa, da? Este, pentru că și voluntarii sunt tot deci, oameni. La un moment dat obosești. Și apropo de ce spuneam, noi avem și activitatea noastră, nu? Care era oricum intensă și înainte de pandemie și cu pandemie, așa cum cu refugiații. Și problema e cum creezi un sistem care să fie totuși sustenabil, să ofere condiții bune. În acest sens, ok, cei care s-au așezat în Suceava la diverse familii să aibă acces la produse de necesitate, de igienă, de hrană, haine și mai departe. Și am amenajat un magazin la Observatorul Astronomic. Sunt donații în special din Marea Britanie. Avem cam 5 tiruri primite până acum. Dar totodată donații din partea colegilor care au pus la dispoziție cele necesare. Cum facem acest lucru sustenabil? Da? Adică dacă mai durează 2 luni de zile, rezistăm cu ceea ce avem, voluntarii mai rezistă atâta timp, e din ce în ce mai dificil. Da? E din ce în ce mai dificil și studenții au activitățile lor,
încep să apară examenele, nu? Dacă lipsesc de la ore, acest lucru se va reflecta și în performanța lor academică. Deci, din acest punct de vedere, repet, sunt probleme cu care ne confruntăm, un pic altele decât cele pe care le-am prezentat până acum. Da. Și însă, cred că trebuie să fie cunoscute și să gândim un sistem care să funcționeze în continuare la același nivel la care a funcționat până acum. În Vama Siret au fost și sunt și jurnaliști, au venit jurnaliști și din străinătate pentru că au auzit de modul în care România a răspuns la această nevoie a cetățenilor ucraineni refugiați la noi și vă invit să vedem un reportaj cu o jurnalistă de la BBC. But I've also been really impressed with how organized this is. I know at the beginning it was quite chaotic when a lot of people were coming, but it just seems really well organized now. And it's also quite touching to see the emergency services workers helping women and children with their bags, all the volunteers that have come here, the food and, you know, lots of religious NGOs, even people giving out food to cats and dogs. It's quite overwhelming how much kind of kindness is on display here. And it just makes you realize how much more awful it is what's going on the other side of the border. What's the big challenge for you as a journalist coming here? I guess it's difficult. You know, we have colleagues in Ukraine, but for us it's not safe to pass. So we're really trying to tell the story here on the border. But you know, people who are crossing have really been very open. They really want to tell their story. They're so shocked by what's happening to them. What struck you the most in what you have to report from here? You know, we're seeing these stories every day from inside Ukraine of the most awful things happening to people. Mm-hmm. And then you come here and you just see how kind people are being to each other. And I was just watching some of the women who were coming through just now with little children. And you can see when they meet people here, they just break down. And I think it seems to be very overwhelming when all these people that want to help, considering what they've just come from. So the contrast is just, I mean, it's nice to see, but it's also just so tragic. In your team, you also have a Romanian reporter. Yes. Who used to work for TVR Iași. Yeah, I'm working with Oana Maricico, who used to work with you guys, and she's an amazing producer. And it's great to have someone who speaks Romanian and has so many contacts here. I don't think we'd be able to do this story without her. Imaginea României văzută din străinătate. Apropo, ați fost intervievați, vi s-a cerut părerea acolo la Vama Siret? Da, am de la agenția Reuters. Am dat un interviu la un moment dat. Da, într-adevăr, noi am primit vizitele colegilor noștri de pe tot cuprinsul Europei. Primii care au venit au fost cei din UK, dar au venit din Statele Unite, din Spania, din Italia, din Olanda, din Suedia, din Norvegia, Danemarca. Deci au fost peste o mulțime de colegi ai noștri au venit să vadă cu ochii lor și să vadă cum să ajute. În acest moment suntem într-o perioadă de tranziție de la ceea ce am făcut noi, primul răspuns care a fost lăudat de toată lumea, a fost extraordinar răspunsul și suntem tare mândri că am reușit să facem tare de treabă bună, dar la momentul acesta se lucrează, ce spunea domn profesor, că nu este sustenabil pe termen lung. Din punctul nostru de vedere, au venit colegii noștri de la Save the Children International, veniți deja, primul schimb al lor deja a plecat. Au venit primii, au constatat, au pus bazele a ceea ce urmează să se facă și deja au venit schimbul al doilea și vor veni, vor fi prezenți în continuare cu proiect care este deja demarat pe inițial pe 6 luni, dar cu extensie pe un an,
și cu continuare, dacă este cazul, pot să spun că vom avea un hub de consiliere care nu ține numai de consiliere psihologică, asistență socială, ci și în domeniul locurilor de muncă și pe sănătate. Pentru cei care vor să se integreze. Absolut toți, pentru cei care sunt în zonă, pentru că la universitate este doar un singur punct în care sunt refugiați. Sunt multe locuri în care refugiații sunt prezenți și sunt deja angajați oameni profesioniști și trecem la următorul nivel, ceea ce a fost făcut cu voluntari extraordinari, niște oameni extraordinari care au reușit să prin ei s-a făcut conexiunea asta între România și Ucraina, între români și ucrainieni. Dar avem nevoie de profesioniști, pentru că intervenția în situații de criză, de război, este total diferită de o intervenție obișnuită. E totuși o criză umanitară. Da, da, și este altfel să punem problema. Și atunci au fost și ei uimiți la rândul lor, colegii de la Save the Children International, au fost uimiți că niciodată nu s-au întâlnit cu un astfel de răspuns. Veneau și ei făceau efectiv prima dată, pentru că noi deja făcuseră ceea ce trebuiau ei să facă. Da. Și au zis, ok, noi trebuie să preluăm din mers. Și atunci au stabilit sediul la Suceava, lucrăm prin intermediul Salvați Copiii România, pentru că noi suntem mici, suntem doar o filială a Salvați Copiii România, dar pot să spun că ne așteptăm ca toate lucrurile să se ducă la nivelul următor. Sunt pregătiți, au identificat deja procedurile necesare pentru a trimite ajutoare umanitare dincolo de graniță. În zona Cernăuț, în momentul de față, sunt numai în Cernăuț, spre exemplu, sunt aproape 1800 de copii din zona de est a Ucrainei, care sunt în cele trei cicluri de școală până la liceu. Identificăm probleme și găsim și soluții, pentru că cu siguranță fiecare problemă conține și soluția. Domnule profesor, gândul așa de final, ne apropiem de finalul discuției noastre, concluzii, ce putem face de acum încolo, să fim sustenabili? În primul rând trebuie să continuăm ceea ce am făcut până acum. Cum spuneam, continuăm să trimitem ajutoare în Ucraina, în centrele unde este nevoie. Continuăm să trimitem ajutoare către centrele de refugiați din Suceava și Botoșani. Continuăm să avem grijă de cei care s-au așezat în zona Sucevei prin magazinul de la Observator și în felul ăsta distribuim ajutoare către ei. Continuăm să oferim găzduire. Sper că, repet, și în luna mai să putem continua acest program. Să oferim găzduire, să avem grijă de ei, pe lângă cei pe care avem grijă acasă, să avem grijă în cadrul instituțional. Oferim cam 150-200 de mese gratuite la cantină zilnic, în timpul săptămânii, și vom continua să facem lucrul ăsta. Și traducători, cum spuneam, Salvați Copiii Internațional, au solicitat în majoritatea locurilor din unde se desfășoară activități cu refugiați în județul Suceava și Botoșani sunt voluntari de la noi. Trebuie să continuăm și să găsim motivația de a face acest lucru în continuare, fără să ne așteptăm la vreo recompensă. Vă mulțumim tare mult, domnilor, că ați venit până la noi, tocmai din Suceava, pentru această discuție. Și cred că e important să rămânem uniți, nu? În astfel de momente. Suntem uniți și să rămânem uniți. Numai împreună se pot face lucruri. Adică nu știu o activitate, de exemplu, care s-a făcut doar prin universitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-a lucrat împreună și este un mare câștig. Și de acum, la fel, vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne vedem miercurea următoare, toate cele bune!